orice lucru obținut necinstit se plătește sau ar trebui să se plătească. Să se împiedice conform hotărârii luate în justiție. Așa ar fi normal. Nu se întâmplă, din păcate, așa că de asta se întâmplă toate lucrurile acestea la noi în România. Să se aplice aceeași lege pentru toți cetățenii țării. Nimeni să nu beneficieze de funcție, ci de ceea ce merită și pentru ceea ce a muncit. Ce să facă decât să-și ia măsurile necesare, cum s-au luat și până acum, dar dacă nici asta nu îi împiedică, nu știu, mereu se vor găsi metode și metode și metode să se copieze. Nu cred că le putem face ceva în România de astăzi. Vai de mine, păi ce să facă? Să-i lasă în continuare, că sunt deștepți. Dacă au știut să copieze, asta a fost. Suntem o țară de hoți și de pungași. În funcție cura de sus. Că și la tot așa. A furat casa, a făcut aia. Și atunci? Păi ce ar trebui să facă și cu ceilalți infractori? Adică n-ar trebui un regim special. Unde ești infractor, te duci și acolo unde ți-e locul. Nu avem nicio putere decât să schimbăm noi ceva din interiorul nostru, fiecare dintre noi. Pentru că puterea cea mai mare în lumea asta nu e decât mulțimea. Ceea ce gândesc, dacă noi gândim frumos și bine, va fi bine pentru toată lumea.